Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești pe toate le primești, Vistierul bunătăților și Dădătorul de viață, vinoște să lăsuiește într-o noi și ne curățește pe noi toată întinaciunea, și mântuiește bunurile sufletele noastre. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru scumpele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce l-ai zidit pe om după chipul și asemănarea Ta și l-ai chemat la sfințenie, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu, Cel ce ai dăruit aleșilor Tăi cununi neveștejite, iar pe mulți dintre sfinții Tăi ai împodobit cu darul nestricăciunii trupului, spre încredințarea învierii și a vieții veșnice, spre slava numărului Tău Celui Sfânt și spre mângâierea și binecuvântarea noastră a pământenilor, arătându-i izvoare nesecate ale harului și odoare de sfințenie neprețuite. Ia aminte dintr-o înălțimea Sfântului Tău locaș, spre smerita noastră rugăciune și trimite cerească Ta binecuvântare peste racla aceasta, făurită cu iubire sfântă și ales împodobită, pe care o sfințește și o arată vrednică de păstarea cinstitelor moaște ale Sfântului Mare Mucenic Pantelimon. Primește această raclă ca jertfă de mulțumire pentru nenumăratele Tale bunătăți pe care le dăruiești nouă nevrednicilor și ca cinstire adusă sfinților Tăi pe care i-ai dăruit bisericii rugători și mijlocitori. Binevoiește ca toți cei ce se vor închina și vor aduce rugăciunea acestor bineplăcuți ai Tăi, sărutând sfintele lor moaște, să fie izbăviți cu puterea Ta de uneltirile vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, îndepărtând la ei toată nevoia, primejdia și necazul, iar această sfântă capelă în care moaștele sfinților Tăi ce se vor odihni în racla aceasta vor fi cinstite, să fie izbăvită de orice vătămare. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și unii născut Fiului Tău și prea Sfântului și bunul și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului Tău. Apetele noastre Domnului să le plecăm. Ție, Doamne. Făcătorile și zitorile a toată făptura cea văzută și cea nevăzută, care lui Moise, robului Tău, i-ai poruncit ca după chipul ce i s-a arătat în munte să facă din lemn neputet chivotul legii vechi,
spre mărturia neamului ceva să fie, cu smerenie te rugăm, atoțiitorule Dumnezeule, să binecuvintezi, să sfințești racla aceasta care s-a făcut spre păstarea moaștilor sfinților, mare mucenic Pantelimon, iar pe toți cei ce se vor închina și vor aduce rugăciunea acestor bineplăcuți ai tăi, sărutând cinstele moaște, izbăvește de tot răul și dăruiește împlinirea bunelor dorințe, sănătate și toată îmbelșugarea pentru rugăciunile sfinților tăi, întru care ești lăudat și prea slăvit împreună cu unul născut fiul tău și cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează și se sfințește racla aceasta cu harul preasfântului Duh, prin stropirea cu apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Binecuvintează și se sfințește racla aceasta, prin stropirea cu această apă sfințită, prin venirea Sfântului Duh, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se binecuvintează și se sfințește racla aceasta, prin stropirea cu această apă sfințită, prin lucrarea Sfântului Duh, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Purtătorule de chinuri sfinte și tămăduitorule Pantelimoane, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greșeale sufletelor noastre. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeule, atoțiitorule, Dumnezeul părinților noștri, care de demult în legea veche ai poruncit să se facă în cortul mărturiei asemănare de cherubim din lemn și din aur și de lucru cusut, care și acum chipurile și asemănările sfinților plăcuție, nu le lepezi, ci le primești pentru ca robii tăi credincioși, privind la ele, să te preaslăvească pe tine, care ai preamărit, și să se nevoiască a fi următorii vieții și faptelor prin care aceia s-au împrednicit a dobândi harul tău și împărăția ta. Ție ne rugăm, caută și acum la aceste icoane. Icoana Sfântului, mare mucenic Pantelimon, și icoana sfinților tămăduitori, care s-au închipuit și s-au zugrăvit în cinstea și pomenirea sfinților tăi și cu binecuvântarea ta cea cerească, binecuvintează-le și sfințește-le și tuturor celor ce le vor cinsti și se vor închina și se vor ruga ție înaintea lor și vor chema în rugăciunea către tine pe sfinții care sunt zugrăviți, să le fie ascultător, milostiv și dătător harnic de tot binele, tămăduindu-i de toată supărarea și nevoia și de toate durerile sufletești și trupești, învrednicindu-le harului și milei ce se vor dori de la tine pentru rugăciunile sfinților tăi, că tu ești izvorul sfințirii și ție slavă înălțăm împreună și unuia născut și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului tău. Domnului să le plecați. Ție, Doamne. Doamne Dumnezeu nostru, care zi pe om după chipul și asemănarea ta,
iar prin neascultarea celui întâi zidit făcându-se stricăcios, l-ai înnoit prin truparea Hristosului tău, cel ce a luat chip de rob, și cu asemănarea sa, făcut ca un om, și l-ai adus în întâia vrencie între sfinții tăi, a căror închipuire cu evlavie cinstim pe sfinții tăi care sunt chipul și asemănarea ta, iar pe ei, cinstindu-i, pe tine te cinstim și te slăvim, ca pe chipul cel din tâi. Pentru aceea te rugăm, trimite harul tău și prin stropirea cu această apă sfințită, binecuvintează și sfințește aceste icoane pentru slava și încinsea și pomenirea Sfântului tău, a Sfântului Pantelimon și pe toți sfinții care vor cinsti acest chip și vor aduce ție rugăciunilor înaintea lor, binecuvintează și învrencește cu milostivirea afla har înaintea ta. Cu harul, cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unelăs cu Fiului tău, cu care împreună ești binecuvântat, cu preasfântul și bunul de viață, făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Te sfințesc icoanele acestea cu harul preasfântului Duh, cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se sfințește icoana Sfântului Mare Mucenic Pantelimon cu această apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A sfinților tămăduitori, prin stropirea cu apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfințește icoana aceasta a Sfântului Marelui Mucenic Pantelimon, prin stropire cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Aceasta a sfinților tămăduitori, prin stropire cu această apă sfințită, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să Dumnezeule, iudejdea noastră, slavă ție, binecuvintează. Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale maici, și pentru ajutorul sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamnei Seristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Sfinților cei fără de argint și făcătorilor de minuni, cercetați neputințele noastre, când ar ați lua, când ar da ține și veșnic lumii, pururea lumii.
ci noi dai în lume prin mucenicie înțelepte și ai risipit întunecarea idolilor, drept aceea roagă-te lui Hristos îndrăzneală ca să ne
Sfinților cei fără de argint și făcătorilor de minuni, cercetați neputințele noastre, îndar ați luat, îndar dați. Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pacea în toată lumea, pentru statornicia sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea, Domnului să ne rugăm. Doamne, Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, Cuțitorul tronului Cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Română, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bine credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfânt locașul acesta, orașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bună întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe apă și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește!
să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tuturor cazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Preasfânta, curata, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare, și pururea Fecioara Maria cu toți Sfinții, Dumnezeu, pe noi. Pe noi încine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bine este a ne mărturisi Domnului și a cânta numelui Tău prea înalt. Pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu, Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi. Pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu, Mântuitorule, fapturile tale și într-o lucrurile mâinilor tale mă voi bucura. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, Mântuitorule, mântuiește-ne pe Doamne, miluiește! Preasfânta, curata, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare, și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții, pomenindu-o. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Tata este împărăția, Tata este stăpânirea și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnul a împărățit într-o podoabă, s-a îmbrăcat, îmbrăcat s-a Domnul într-o putere și s-a încins. Pentru rugăciunile Sfinților Tăi, mântuiește-ne.
Slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Mântuiește-ne și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu. Să o dăm ție, Doamne. Bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Cruz Sfinți pe noi.
Stavrosum politeia.
și împletiturile cele încurcate ale ritorilor celor fără de Dumnezeu, le-a tăiat cu sabia Duhului. Întru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cer după chip, că tu în crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup căce credincioși. Doamne, mântuiește.
sontus epse vis.
să luăm aminte. Pace tuturor și Duhului tău. Cinstită este înaintea Domnului moartea cuvioșilor lui. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Scripciune din Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel. Citire. Fiule Timotei, nu te rușina de a mărturisi pe Domnul nostru, nici de mine cel pus în lanțuri pentru El, ci pătimește împreună cu mine pentru Evanghelie, după puterea lui Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a chemat cu chemare sfântă, nu după faptele noastre, ci după sa hotărâre și după harul ce ne-a fost dat în Hristos Iisus, mai înainte de începutul veacurilor. Iar acum s-a dat pe față, prin arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și nemurirea prin Evanghelie. Spre aceasta am fost pus eu propovăduitor și apostol și învățător al neamurilor. Din această pricină și sufer toate acestea, dar nu mă rușinez, că știu în cine am crezut și sunt încredințat că puternic este să păzească și comoara pe care mi-a încredințat-o până în ziua aceea. Ține dreptarul cuvintelor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, cu credința și cu iubirea ce este în Hristos Iisus. Cu omoara cea bună ce ți s-a încredințat, păzește-o cu ajutorul Sfântului Duh, care să nășluiește întru noi. Tu știi că toți cei din Asia s-au lepădat de mine, între care fi El și Ermoghen. Domnul să aibă milă de casa lui Onisifor, că de multe ori m-a sufletit și de lanțurile mele nu s-a rușinat, ci venind în Roma cu multă osârdie, m-a căutat și m-a găsit. Să-i dea Domnul ca în ziua
aceea, El să afle milă de la Domnul. Și cât de mult mi-a slujit, Vestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului slăvit întolodatului și Apostol și Evanghelist Ioan, să-ți dea ție celui ce bine vestești, cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. Fie mie după cuvântul vostru, precucernice Părinte, înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului tău. Doxa si Kyrie, doxa si. Să luăm aminte. Zisa Domnul către ucenicii săi, aceasta vă poruncesc, să vă iubiți unul pe altul. Dacă vă urăște pe voi lumea, să știți că pe mine mai înainte decât pe voi m-a urât. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al său. Dar pentru că nu sunteți din lume,
și eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăște. Aduceți-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus. Nu este sluga mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu și pe al vostru, îl vor păzi. Dar toate acestea le vor face vouă din pricina numelui meu, fiindcă ei nu cunosc pe cel care m-a trimis pe mine. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, păcat nu ar avea. Dar acum nu au cuvânt de dezvinovățire pentru păcatul lor. Cel ce mă urăște pe mine, urăște și pe Tatăl meu. Dacă nu aș fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut, păcat nu ar avea. Dar acum m-au văzut și m-au urât și pe mine și pe Tatăl meu. Dar aceasta s-a făcut ca să se împlinească cuvântul cel scris în legea lor. M-au urât pe netrăt. Iar când va veni Mângâietorul, pe care eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul adevărului, care de la Tatăl purcede, acela va mărturisi despre mine. Și voi mărturisiți, pentru că de la început sunteți cu mine. Acestea vi le-am spus ca să nu vă smintiți. Vă vor scoate pe voi din sinagogă, dar vine ceasul când tot cel ce vă va ucide va crede ca duce închinare lui Dumnezeu. Slavă ție, Doamne! Slavă ție! Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, miluiește! Doamne, Atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru prea fericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru sănătatea și mântuirea sa. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru bine credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru frații noștri romonahi, preoți, diaconi, diaconi, monahi și monahi, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
fericiții și pururea pomeniții ctitura acestui sfânt locaș și pentru toți și mai dinainte adormiți părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutinde. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătate, mântuirea, cercetare, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii catedralei mântuirii neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia, pentru sănătatea, ajutorul și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă de față, așteptând de la tine mare și bogată milă. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Milostiv și viitor de oameni Dumnezeu e și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păzis, e slavă să înălățăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Sfântă-i trupești, nu este venit să vină, să apropie sau să slujească ție în patul slavei, căci a slujit ție este lucru mare și înfricoștor chiar pentru cei potrivi, putele cerești, dar totuși cu chibieta de oameni cea negrită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut om și arhiereu al nostru, te-ai făcut și ca un stăpân a toate, ne-a dat slujire sfântă aceste jertfe liturgice și fără de sânge, că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești, cele pământești, Cel ce șezi pe tronul cherubimilor și ești Domnul serafimilor și împăratul Israel, Cel ce singur ești sfânt și într-un sfinț te odihnești. Deci, pe tine te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută-ți pe mine păcătosul și ne tem cu tău rob și încurățește sufletul și inima de cugete viclene. Și pe mine, Cel ce sunt dăca goalul preoției învrăincește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh, să stau înaintea acestei sfinte mese a Tale, să jertfesc Sfântul și preagă Tuvântul trup și scumpul tău sânge, la ca tine vin plecând în grumaje. Și mă ție să întorci fața ta de la mine, nici să mă lepezi, Dumnezeu Tău, ci binevoiește să-ți fie aduse darul acestei vine păcătosul. Și ne vrei cu tău rog, că Tu ești Cel ce aduci, Cel ce te aduci, Cel ce primești, Cel ce te împavistoasă, Dumnezeu nostru, ție slavă înălțăm, împreună Cei fără încept al Tău Părinte și prea Sfântului și Bunului, și de viața Făcătorului Tău, Duhului și Purea și în vecii vecilor. Amin. Noi care, Oh.
Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Citul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Necredinciosul popor român de pretutindeni și pe toate popoarele creștine să le pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Fericiți într-o adormire Patriarhii României Miro, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Fericiți și pururea pomeniții ctitori acestei capele și pe alstitori mlitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Ostașii români căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărare și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pentru cei care s-au adus, vii să adormiți în Domnul, pe fiecare după al său nume, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți și soții, și pe toți cei adormiți în așezământul acesta, tot neamul cel adormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe voi, pe toți drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amen.
sufletul să se să plinim rugăciunea noastră Domnului. Doamne, miluiește! Cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm. Doamne, credință cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă în ea Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Μάρτιτον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παρά σου, Κύριε. Είστε πάρτσε και την Κιός, καλαουζιτόρε, παζιτόρα σου, φετελόρ, και άλτρου πρίλορ νοάστρε, δραδόμνου, σε τσέρε. De greșelile noastre de la Domnul să cerem. Doamne, bune și de folos sufletele noastre și pace lumii de la Domnul să cerem. Căința o să vârși de la Domnul să cerem. Amen. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace. Și răspuns bun la înfricoșătoare judecata lui Hristos să cerem. Doamne! Dispanaghia Sahrandui Pereblogimeni Sendoxu, Desfinisimon Teotocu Chiai Partenu Marias, Metapandon Tonaghion Nimonevsande. Sfântoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Încine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Fiului tău cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Să-i
într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spiritarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Stomen kalos, stomen metafovum, proskomen, in agian anaforam, en irini prosper. La ființă ne-a adus pe noi și căzănă iarăși ne-ai ridicat și ne-ai depărtat pe toate făcându-le până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dătărit împărăția ta ceva să fie. Pentru toate acestea, mulțumim ție și unuia născut Fiului tău și Duhului tău, Celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale cele arătate și nearătate. Ce ni s-a făcut nouă, mulțumim ție pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit, a primit din mâinile noastre. Deși stau înaintea ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu omul și serafimii cei cu șase arbi, care se înalță zburând. Cântarea de biruință cântând, strigând, glas înălțând și grăind. Sfânt, Sfânt, cu aceste fericite Stăpâne, strigăm și grăim, Sfânte și prea sfânt, Tu și unul este Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt, Sfânte și prea sfânt, și slava Ta este plină de măreție, că Tu ai bine lumea Ta atât de mult, încât pe unul este Fiul Tău ai dat ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, și acesta a venit și toată rânduiala cea pentru noi primim, în noaptea care a fost gândit sau mai degrabă, când El nu s-a dat pentru viața lumii, cu Sfintele și prea curatele și fără privare.
este trupul meu, care se frânge pentru voi, spertarea păcatelor. Amin. Bezi dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, al legământului celui nou, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Când amintește de această plăcământ, uite exact cum am văzut. Ale tale, dintr-o ale tale, ție îți aducem de toate și pentru toate. Dumnezeule, Doamne, cel ce ai chinuit prea sfântul tău Duh în ceasul a treilea apostolul tăi pe acesta, pune nu luat la noi, ci noi și între noi, ci cerul ne-am ție. Și Duhul tău cel sfânt, luat de la noi. Doamne, ce ceea ce mi se prea sfântul tău după ceasul al treilea apostolilor tăi, de acelea bunele luate la noi, ce întâlnește nouă cea ce ne rădeam ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Încă aducem ție aceasta, sufine cuvântătoare și fă de sânge și te chemăm și te rugăm și cu mința tine cădem. Trimite pe Duhul tău cel sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta, ce este paradisosul tău. Iar ceea ce este împotriva acesta, ce este sângea Iisusului tău. Prefăcându-le cu Duhul tău cel sfânt. Amin. Amin. Și sufletului, spătarea păcatului, spătășia cu Sfântul tău Duh, spre plinirea împărăției cerului, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre sândă. Încă aduce în ceea ție aceasta, sfârșire cuvântătoare, pentru cea drumiți în credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, puznici pentru societate, care s-a săvârșit în credință. Și pururea Fecioara Maria. Cuvine se coade vărat să te fericim lăsă Make a time.
care fără stricăciune pe Dumnezeu Bisericii Ortodoxe Române, pe care îl dăruiește Sfintele tale Biserici în pace, între cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Și pe toți și pe toate. Și ne dă nouă cu gură și o inima slăvit și a cântat prea cinstituși de mare cuvinte numele tău. Al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți. Și cu pe toți Sfinții, pomenindu-i iarăși și iară cu pace, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele de atunci ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele, în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireazmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să fim izbăviți noi de duhnica mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat de la Domnul să cere. Doamne! Cei credincioși, călăuzitori, păzitori al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere. Doamne! Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cere. Vieții noastre în pace și într-o păcăință o să vârși, de la Domnul să cere. Doamne! Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cere. Doamne! Unitatea credinței și părtășia Sfântului Duh cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne!
veșnicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să putezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice: Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu le duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel vicleac. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului tău. Capetele noastre Domnului să le plecăm. Fiului tău, cu care împreună ești binecuvântat, cu preasfântul și bunul de viață, făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cel ce se mănâncă purea și încetul se sfârșește, ci pe ce se împărtește se sfârșește. Domnul Iisus Hristos, pentru slava lui Dumnezeu Tată, Nu trebuie.
s-au întors pe cerea parte. Permite-mi răstigni,
Las măicuță să cioplească, ziuărele, ziuărea, pe min să mă răstignească, ziuărele, ziuărea, pe min când mă răstignim, ziuărele, ziuărea, și lumea s-o mântui, ziuărele, ziuărea. Și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacucenice Părinte Capelan, preacucenici părinți, coslujitori, drămăritori creștini,
Ne aflăm astăzi la prilej de bucurie duovnicească, când cu binecuvântarea prea fericitului Părinte Patriar Daniel a ajuns în această capelă racla cu moașele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, făcătorul de minuni, doctor fără de arginți. Iată că astăzi se alătură lângă odoarele sfinte deja existente și anume moașele Sfântului Ierarh Alexandru și acoperământul cuvioasei Maicii noastre Parascheva de la Iași. Un odor de mare preț primește această capelă spre întărirea celor care se află în suferință îndelungată, în neputință și în boală. Știți că spuneam că astăzi pomeni și Sfântul Haralambie, mucenic Haralambie, făcător de minuni, care tămăduiește, și Sfânta Muceniță Valentina. Deci iată că într-o zi cu cruce neagră, când a rânduit Dumnezeu să trimită și moașele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon aici, în aceea zi în care sunt prăznuiți sau sărbați și Sfântul Mucenic Haralambie și Sfânta Muceniță Valentina. Nu întâmplător, iată că în acest loc în care sunt îngrijiți cei care se află în suferință, Dumnezeu trimite darurile sale cele bogate prin lucrarea preoților și prin sfinții mucenici care sunt tămăduitori și doctori fără de arginți. Să știți că de multe ori aici, în acest locaș, și vorbim nu neapărat de vindecare, cât de tămăduire. Și vreau să facem diferența între vindecare și tămăduire. Dacă vindecarea se referă în principal la o vindecare biologică, care de, poate de multe ori nu mai este posibilă, tămăduirea este de măritori creștini care ține de aspectul sufletesc și duhovnicesc și are o valoare mult mai mare. Vindecarea biologică este limitată, chiar dacă ne facem bine pentru sănătate, peste o perioadă iar ne îmbolnăvim, pentru că trupul este stricăcios. Pe când tămăduirea sufletească și trupească este o binecuvântare care transcende timpul vieții biologice, sunt daruri pe care le primim noi pentru viața veșnică. Și aceste daruri sunt dobândite în spitalul duhovnicesc, care este biserica, prin medicamentele sau terapia duhovnicească, care sunt Sfintele Taine. Cine administrează sau împărtășește Sfintele Taine? Preoții. Și în special preoții de caritate, care sunt permanent lângă cei care se află în boală și neputință. Și în Arhiepiscopia Bucureștilor sunt 62 de preoți de caritate care activează în spitale, centre de îngrijire, bătrâni, centre de îngrijire copii, și pe acestea îi ajută prin Sfintele Taine care sunt ca medicamente duhovnicești. Și chiar dacă v-am spus, în anumite centre de paliație sau în anumite centre de îngrijire bătrâni, poate sănătatea trupească nu mai este dobândită niciodată, această tămăduire duhovnicească este deosebit de importantă, pentru că ea aduce pacea, liniștea, bucuria, înțelegerea sau reluarea legăturii cu Dumnezeu, împăcarea cu aproapele, cu familia, sunt daruri cu care omul pleacă în lumea cealaltă cu un suflet liniștit. Și această liniște o dobândim prin Sfintele Taine pe care le dăm în biserică. De aceea este foarte important că la centrele de îngrijire să avem preoți slujitori, capele unde să fie slujite și preoți care să administreze Sfintele Taine. Taina Sfântului Maslu, care vorbește foarte mult de tămăduire sufletească și trupească și despre iertarea păcatelor. Taina Sfintei Spovedanii, care dă omului șansa să reia legătura cu Dumnezeu, să se împace cu sine, cu aproapele și cu toți cei de lângă el, ca să dobândească pace și liniște în suflet. Taina Sfintei Împărtășanii, care dă trupul și sângele Domnului credinciosului, care o primește cu credință, se întărește și primește tămăduirea aceasta, care este un dar de mare preț pentru viața de aici, pentru viața viitoare. Pentru că darurile acestea le privim în viața aceasta în chip parțial, dar dincolo le primim în chip desăvârșit. De aceea lucrarea preotului de caritate este foarte importantă, pentru că asigură un cadru spiritual duhovnicesc pentru cei care se află la grea încercare, în momente de suferință, de boală sufletească și trupească. Și dacă ne uităm în Sfânta Scriptură de măritori creștini, vedem că Dumnezeu, și apare de multe ori că Dumnezeu a vindecat, dar a și tămăduit. Și când vorbește tămăduire, spune tămăduiește toată boala și toată neputința. Deci pe lângă boala aceasta fiziologică poate să fie și o neputință duhovnicească, o slăbiciune sufletească. Și pe aceasta o tămăduiește Biserica de Măritori Creștini. De aceea, de exemplu, Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, care primea învățătură de la Eufrosin, un medic renumit, de la și la Sfântul Părinte Ermolae, care era duhovnic iscusit. Deci știa și știința medicală, dar și știința duhovnicească. Cu aceasta a tămăduit Sfântul Mare Mucenic Pantelimon în lumea, în vremea sa, și după vremea sa până acum, iată că devine mărturisitor prin această grijă pentru cele pe care le-a învățat de la medic și de la preot.
și a ajuns la concluzia că adevăratul tămăduitor, doctorul sfetelor și a trupurilor noastre, este Hristos Domnul. Adevărata tămăduire o primim de la Dumnezeu, medicul tratează, dar Dumnezeu tămăduiește, pentru că este o împreună lucrare și medicul primește putere și luminare din știință, dar și prin puterea Harului Dumnezeu. De aceea e important ca medicul și cadrele medicale și personalul de îngrijire să aibă viața aleasă, o viață duhovnicească, să primească Harul Sfântului Duh, să ilumineze ca să ia deciziile cele mai bune atunci când tratează pacienții. Ne bucurăm că și aici în sală sunt medici creștini, medici buni, care pun suflet mult și se roagă foarte mult ca să primească de la Dumnezeu Har să facă această meserie cu multă vocație și cu multă empatie. De aceea, preoții de caritate, să știți că folosesc în primul rând rugăciunea în activitatea lor pastorală, pentru că prin rugăciunea aceasta individuală către fiecare bolnav în parte îl întărește în credință și dă putere. Se folosește Sfintele Taine, taina Sfântului Maslus, mărturisirea și împărtășania pentru a întări în credință. De asemenea, folosește convorbirile duhovnicești când are discuții cu cel care se află în suferință și de exemple de oameni care au mai suferit și de sfinții aceștia martiri care și-au dat viața pentru Hristos și au suferit foarte mult până au primit darul muceniciei și iată că sunt cinstiți deja peste 1700-1800 de ani, sunt aici și noi ne rugăm cu dânsii înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, preotul de caritate are datoria să dezvolte și relații cu cei care se află în suferință și cu aparținătorii și cu familia acestora, pentru că în timp aceștia, prin încredere în preot, prin încredere mai mare în Dumnezeu, se întăresc în credință și în putere și înțeleg sensul suferinței și care e sensul vieții. De aceea, prin lucrarea aceasta a preotului de caritate în capele și spitale, prin mijlocirea sfinților mucenici sau doctori tămăduitori fără de arginți, oamenii ce primesc? Primesc Harul lui Dumnezeu care îi întărește, iluminează, le dă sens suferinței și sens vieții. Pentru că trebuie să știm că sănătatea este o stare pasageră. Ea nu este veșnică. Suntem sănătoși până la un punct. Putem să ne îmbolnăvim, putem să devenim iar sănătoși, dar la un moment dat sănătatea nu mai putem să o ținem pentru că trupul este stricăcios și ajungem la această stare de neputință. Și atunci trebuie să vedem care e sensul suferinței, de ce trecem prin suferință, ce dobândim prin suferință și cum să învățăm să trecem prin ea. Și aceasta nu putem de măritori creștini decât prin puterea lui Dumnezeu, care este Harul împărtășit prin Sfintele Taine. De aceea, prin toată această lucrare pe care o facem în spitale, prin slujbele pe care le facem în sobor, prin slujbele individuale, prin Sfintele Moaște pe care le aducem, au rolul de a întări în credință și a înțelege sensul vieții și sensul suferinței, pentru că suferința are un rol mântuitor de măritor creștini. De aceea nimeni nu scapă de suferință. Într-un fel sau altul vom trece prin ea mai devreme sau mai târziu, într-o formă sau alta vom trece prin ea. Întrebarea este cum putem trece, ce înțelegem din ea și care e folosul ei. Pentru că suferința, spuneam că are rol mântuitor, ea ne curăță de păcate, de patimi, de neputințe, ca să ne facă pe noi mai curați la trecerea din această viață pentru a fi în comuniune cu Dumnezeu. De aceea tot efortul al bisericii în societate este pentru a aduce acest mesaj al bucuriei și al păcii, al liniștii și al bunei înțelegeri și a perspectivei unei vieți veșnice care ne dă posibilitatea să trăim în comuniune de iubire cu Dumnezeu și cu semenii noștri cu care mergem acolo. Pentru că iubirea este cea care transcende timpurile și locurile și spațiile, aceasta trece și dincolo de moarte. Iubirea este mai tare ca moartea, spunea prea fericitul Părinte Patriarh. Pentru că iubirea este cea care se duce dincolo de moarte, prin faptul că îi pomenim pe cei dinaintea noastră, prin faptul că, iată, ne rugăm Sfinților Martiri, care s-au jertfit pentru iubirea lui Hristos și pentru iubirea față de semenii lor. Ei și-au dat viața, s-au dat ceea ce au mai depres și anume viața, pentru dragostea față de Dumnezeu și față de Hristos, ca să ne fie și nouă pildă demnă de urmat, ca și noi să ne întâlnim în credință și să le urmăm pilda vieților sfinte. De aceea, prin această lucrare pastoral-misionare, social-filantropică, liturgică, sacramental-liturgică, noi avem menirea de a vesti vestea cea bună a Mântuitorului, pentru ca toți să întâlnească în credință, să înțeleagă că viața aceasta este un preambul al vieții veșnice și că tot ceea ce facem aici are rolul de a ne face mai buni, mai frumoși la suflet, ca să putem trece dincolo cu sufletele curățite. Iar o formă de curățire este suferința, care ne face să ne zmerim puțin, să ne dăm seama că sunt trecători, că viața noastră nu este veșnică, aceasta biologică ilimitată. Și ne îndeamnă să facem mult bine, să ajutăm cât putem, să ne rugăm cât mai mult, să fim în legătură cu Dumnezeu,
în legătură de iubire cu aproapele, pentru că prin aceasta noi dobândim o lumină în suflet cu care trecem dincolo. Și toată averea pe care o luăm de aici este lumina faptelor bune pe care le arătăm în viața aceasta pământească. Cu cât facem mai multe fapte bune, ne umplem de lumină și lumina aceasta pleacă cu noi dincolo și vom fi mai aproape de tronul Preasfintei Treimi, pentru că suntem mai luminați. Aceasta este cheia vieții noastre pământești biologice, să ne pregătim cum se cuvine, să înțelegem că suferința este o necesitate, deși Dumnezeu n-a făcut să suferim, dar din pricina păcatelor suferim și are un rost și un sens și prin ea noi devenim mai buni și ne curățim de toate aceste impurități ale sufletului și ale trupului. Dă slavă Bunului Dumnezeu că am fost împreună rugăciune, că am putut să aducem aici, prin îndoială divină, moaștere Sfântului Mare, ucenic Pantelimon, tămăduitor fără de aginți, în acest an omagial al îngrijirii și pastorației bolnavilor și am comemorativ al Sfinților Doctor Tămăduitor fără de aginți. În Patriarhia Română a fost desemnat acest an și avem o suită de evenimente importante și frumoase prin care vrem să vestim această învățătură a Bisericii și acest și vestea cea bună a Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea mulțumim Părintelui pentru organizare, pentru tot ceea ce a făcut aici. Îl felicităm pentru toată activitatea pastorală din acest centru. Îi urăm mult și fericiți ani și dumneavoastră vă urăm multă sănătate, pace, lumină, dar de la Dumnezeu pentru tămăduire sfătească și trupească în vecii vecilor. Amin. Frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă! Cine este cu Dumnezeu, ce vine într-un numele Domnului, Dumnezeu este Domnul și stare dar trupul lui Hristos primiți și din izvorul cel fără de moarte gustați. Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Treimi, închinându-ne că aceasta ne-a mântuit pe noi. Una acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Drept primind Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Cereștile și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine cu vrednicie, să mulțumim Domnului. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Și-n vecii vecilor! Amin! În pace!
pace să ieșim. Pentru numele Domnului. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Binecuvintează, Doamne, și sfințește cei ce nădăjduiesc pentru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc buna cuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește vrea mărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim pentru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și darul de săvârșit de sus este băgănuță la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălsăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și de vecii vecilor. Amin. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Numele Domnului fie binecuvântat de acum și până în veac. Domnului să ne rugăm. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi cu al său har, cu al său iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Pre cel ce ne binecuvintează și ne sfințește pe noi, Doamne, îl păzește întru mulți ani. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează. Adevărat, Dumnezeu, pentru rugăciune prea curată ai sale Maicele Sfinte, umăriți Sfântul Lăudaților Apostoli, ale Sfântului Obiuritor Mucenici și Mucenice, ale Sfântului Ierarh Alexandru, ale Sfintei Cuvioase Maica Noastră Parascheva, ale Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, ale cărei Sfinte Moaște se găsesc astăzi aici, ale celui de Sfinți Părintele nostru Ioan Gură Daur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Dumnezeu chiar să vârșit, ale Sfinților, Mucenica Aralambie, Sfântul Mucenița Valentina, cără pomenire să vârșim, ale Sfinților Drepților, Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pentru tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Amin. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Ceata Sfinților a aflat izvorul vieții și ușa raiului, să aflu și eu calea prin pocăință, eu sunt oaia cea pierdută. Cheamă-mă Mântuitorule și mă mântuiește. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Odihnește-mi, Dumnezeule, pe robii Tăi și așează rai, unde cetele Sfinților, Doamne, și drepții ca luminătorii strălucesc, pe adormiții robii Tăi odihnește-i, trecându-le lor toate greșalele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe o dumnezeire între străluciri, cu dreaptă credință să o laudă.
Dumnezeu cu drum spre mântuirea tuturor, că neamul omenesc a aflat mântuire prin tine și noi să aflăm raiul. Născătoare de Dumnezeu curată și binecuvântată. Dormiților, robilor lui Dumnezeu, care se vor pomeni la această sfântă slujbă. Toți cei adormiți în așezământul acesta de îngrijire cu tot neamul lor cel adormit, toți cei ce se pomenesc la acest sfânt jertfelnic, Marina cu tot neamul ei cel adormit, preotul Alexandru, preotul Lucian Teodor, preotul Costel, diacon Doroftei, Tudor și Caterina, tanti Ioana, Ioana, Ionel, Elena, Dragoș, Nicolae, Constantin și robii lui Dumnezeu, Mitina, Dan, Nicolae, Victor, cu tot neamul lui cel adormit, Victoria, Dan, Maria, Magdalena, Virgil, cu tot neamul lor cel adormit, Ierodiaconul Arsenie, preotul Costică, preotul Daniel, preotul Tănăsache, Violeta, Gabriela, Aurel, Luxita, Mircea, Cristea, Ovidiu, Gabriela, Dan, Haralambie, Iulian, Gheorghe, Ilie, Nicolae, Dan, Toneamul lor cel adormit, Gheorghe și Catrina, Toneamul lor cel adormit, Vasile, Ștefana, Toneamul lor cel adormit, Gheorghe și Aneta, cu neamul lor cel adormit, Gheorghe, Ivona, Aurelia și Reta, Grigore și Maria, Georgeta, Vasile și Maria, Vasile și Catinca, Ciprian, Petru, Vasile, Ștefan, Dumitru, Maria, Ana, Mihaela, Vasilica, Ștefania, Steliana, Schimonacul, Cristian, Rebecca, Tinca, Mariana, Maria, cu neamul lor cel adormit și toți cei adormiți în lumea aceasta, pe care nu are cine să-i pomenească cu tot neamul lor cel adormit. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Duhurilor și a tot trupul care ai călcat moarte și pe diavol ai surpat.
și ai dărui viață lumii tale, însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor tăi, pentru care astăzi facem pomenire. În loc luminat, în locul verdeațelor de odihnă, de unde au fugit toată durerea, tristare, suspinul și orice greșeală au săvârșit cu lucrul, cu cuvântul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i, Dumnezeu, Dumnezeu să iertă. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate veac și cuvântul tău este adevărul Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Miluiește și viață și odihnă adormiților robilor tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Sfinții, odihnește Hristoase sufletele adormiților, robilor tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Domnului să ne rugăm. Îndurate, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după Sfântă învierea Ta, cea de-a treia zi, cu harul Tău, le-ai dăruit puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer, câte de ei pe pământ s-au legat, tot așa să fie dezlegate și în cer, câte de ei pe pământ s-au dezlegat, Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni, ne-ai vrenci și pe noi, smeriți și nevrenci Tăi rog să fim moștenitori. Aceleași prea sunt dar și har, ca și noi de asemenea, să legăm, să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți prea bunule împărate, prin mine, smeritul și nevrenicul Tău slujitor, iartă adormiților robilor Tăi aici pomeniți. Orice au greșit ca niște oameni în această viață și le iartă lor toate câte au păcătuit, cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, dezlegându-i și de legătura pusă în orice chip asupra lor, cu care înși din mânie sau din altă pricină s-au legat pe ține, sau de la arhiereu, sau de la preot, sau de la altcineva sfântul alunecare ca aceasta, invidia și lucrarea diavolului, binevoiește prea bunule și mult îndurate, ca sfetele lor se ajute cu sfinții care din veac au bine plăcuție, iar trupul se dea de firice de tine zidite, că binecuvântat și preaslăvit ești în veci. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Binecuvântează. Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel înviat, a patra zi din morți, și cu ale tuturor Sfinților, sufletele adormiților robilor săi, pentru care astăzi facem pomenire, cu tot neamul lor cel adormit în colturile dreptilor se așeze. Amin. Cu drepții să-i numere. Amin. Iar pe noi să ne miluiască, să ne mântuiască, ca un bun și de oameni iubitor. Fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi, ce s-au pomenit la această sfântă slujbă cu tot
neamurilor cel adormit și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire. Hristoase, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi. Amin. Primească Domnul rugăciunea noastră. Iubiți credincioși, dragi colaboratori, dragii noștri rezidenți, colegi de serviciu și toți care sunteți prezenți, cred că este un moment deosebit. Încă o dată ne aflăm într-un moment deosebit în cadrul micuței noastre comunități și iată că dăm slavă lui Dumnezeu în primul rând pentru aceste momente. Mai departe îi mulțumim și Sfântului Mare Mucenic Pantelimon că s-a milostivit, a dorit să poposească și în locul acesta și să ne mângâie și pe noi de bolile noastre cele sufletești și trupești. Sfântul Mare Mucenic Pantelimon vine, iată, în casa noastră, în marea noastră familie, într-un moment deosebit, pentru că anul acesta este anul Sfinților Tămăduitori, Sfinților Fără de Arginți și anul comemorativ al lor. Și pe de altă parte ne aflăm în anul pastorației persoanelor bolnave. Anul acesta în care cu precădere Patriarhia Română, Biserica Ortodoxă a găsit de cuviință să se îndrepte către pastorația celor bolnavi, celor aflați în suferință. Însă această activitate noi o avem de mulți ani în fiecare zi și știm foarte bine provocările, dar și satisfacțiile sau mulțumirile pe care și mulțumirile pe care le avem atunci când lucrăm într-un astfel de domeniu. Mulțumim prea fericitului Părinte Patriarh și delegatului prea fericirii sale Părintelui Alin Nica, Părintele Coordonator al Preoților de Caritate și tuturor celor care au fost de față, s-au ostenit și au avut dragoste să fie alături de noi într-un moment atât de frumos. Doamne ajută-ne!